Bună dimineața, bună ziua. Let's continue our study of yesterday. Haideți să continuăm studiul de ieri. We went a little bit into the in the beginning of our studies into the seven churches. Am intrat la în studiile noastre la începutul acestor șapte biserici. And how they repeat at the end of the world. Și am observat cum acestea se repetă la sfârșitul lumii. And then we went into the line of ancient Israel and spiritual Israel. După care ne-am uitat la liniile Israelului antic și Israelului spiritual. And we see and we saw that these histories that they show a repeat of history. Și am observat că aceste linii arată o repetare a istoriei. That the history of ancient Israel is going to be repeated in the history of modern Israel. Și de asemenea am observat că istoria Israelului antic se va repeta în istoria Israelului modern. That's what we saw when we studied before this week the four generations. Acest lucru am observat și când am studiat cele patru generații. That we can see a similar pattern. Am observat că putem să ne dăm seama de un model similar. In the history of ancient Israel. In the history of ancient Israel. În istoria Israelului antic. In Israel, spiritual Israel. În istoria Israelului spiritual. And that's repeated in our history. Și am observat că aceste istorii se repetă în istoria noastră. But we see in the history of ancient and spiritual Israel. Dar am observat în istoria Israelului antic și spiritual. That this history is the 70 years. Că această istorie este de 70 de ani. And the 1260 years. Și de asemenea istoria celor 1260 de ani. And that both these histories. Și că ambele istorii are followed by a period of restoration. Sunt urmate de o perioadă a restaurării. God's people are in captivity. Oamenii lui Dumnezeu sunt în captivitate. Brings them back, he restores his people and he restores his temple. Și Dumnezeu îi aduce înapoi, îi scoate din captivitate și dorește să îi restaureze. And we've seen that in this history of the 70 years. Și am observat în această istorie de 70 de ani. He did this in with the three decrees. El a făcut asta prin trei decrete. Of Cyrus, Darius and Artaxerxes. Cele trei decrete ale lui Cyrus, Darius și Artaxerxes. And this decree. Și aceste decrete marks the beginning of the 2300 years. Marchează începutul perioadei de 2300 de ani. Which brings us to the first, second and third angels messages. Care ne aduc la cele trei soli îngerești. So these two histories. Deci connected with each other. Deci aceste două istorii sunt conectate una cu cealaltă. The beginning of the 2300 years we have the three decrees. La începutul celor 2300 de ani avem cele trei decrete care duc la cele trei soli îngerești. Și această istorie a celor trei soli îngerești este restaurarea copiilor lui Dumnezeu. După o perioadă de 1260 de ani de persecuție papală. Deci aici sunt cele trei soli îngerești. And we know that this history. Și știm că această istorie. L-ai pus la zero acolo? Să continuăm. Is when we move. Yes, when I'm moving, I feel it. So. Nu trebuie să mă mut, trebuie să stau aici. Yes. Când mă mut eu se face. This history of the fourth church after the 1260. Această istorie a bisericii a patra după 1260 de ani. Ends in 1798. Se termină în 1798. Leads into the three angels, the history of the
restoration of God's church. Și ne îndreaptă către restaurarea Bisericii lui Dumnezeu. And this temple, și acest templu, spiritual temple, templul spiritual, is built in between 1798 and 1844. Este construit în perioada dintre 1798 și 1844. It's built in 46 years. Este construit în 46 de ani. And this is the history. Și aceasta este istoria. The three angels' messages. A celor trei soli îngerești. So if you go to John chapter 2. Deci dacă deschizi la Ioan capitolul 2. Verse 20. Versetul 20. And I think we read it yesterday in one study with brother Parminder. Și că deja ați citit acest verset în studiile cu fratele Parminder? No. Yesterday. First 19. Deci, John 2, verse 19. Ioan 2, versetele 19 și 20. Iisus a răspuns și le-a zis, distrugești templul acesta și în trei zile îl voi ridica. Atunci iudeii au spus, 46 de ani a fost templul acesta în construcție și tu îl vei ridica în trei zile? So here you can see the symbol of the destruction and the building of God's temple. Deci aici puteți să vedeți un simbol al destrucției și al construcției templului Dumnezeu. And that is is associated with a period of, it's called 3 days. Jesus says, I will destroy this temple and I will build it up in 3 days. Și puteți observa că se face o legătură cu aceste trei zile, când Iisus spune că îl voi ridica în trei zile. And the Jews said, but this temple we are already building this for 46 years. Dar iudeii spun că noi deja construim acest templu deja de 46 de ani. So you can see here in this verse these symbols of 46 and 3 combined. Puteți vedea, deci în acest verset simbolurile 46 și simbolul de 3 sau simbolul numărului 3 combinate. As a symbol of the restoration or the building of the temple. Și ambele combinate devin un simbol al restaurării sau al construcției unui templu. We can see this here in this history as well. Exact cum putem să vedem și în această istorie aici. God is building his temple in 46 years. Că Dumnezeu își construiește templul lui în 46 de ani. And he's not doing this in 3 days, but in 3 angels messages. Și nu face acest lucru în 3 zile, dar cu ajutorul celor 3 soli îngerești. After the temple was destroyed. După ce templul a fost distrus aici până în 1798. Now all these histories. Acum toate aceste istorii. They want to tell us something about our history. Vor să ne învețe ceva despre istoria noastră. Before I go there. Dar înainte să deschid acest subiect. I want to show you another principle. Vreau să vă arăt un alt principiu. I'm not sure if Brother Philip already touched on this in his studies. Nu știu sigur dacă fratele Philip deja v-a învățat acest lucru în studiile lui. At the end of this week you will understand this if you don't understand it now. Dar sunt sigur că până la sfârșitul acestei săptămâni veți înțelege acest principiu. Israel, dacă aici este Israelul antic, Israel, aici este începutul Israelului antic Israel. Și aici sfârșitul Israelului antic. Ieri am spus că începutul Israelului antic începe în perioada de timp a lui Moise. In the time period of Moses, we mark the birth of the nation. În perioada de timp a lui Moise, noi marcăm nașterea unei națiuni. And if you study this history of the Exodus. Și dacă studiezi această istorie din Exod. And the raising of Moses. Și ridicarea lui Moise. You can see this reform line. Vei vedea această linie de reformă. You can see the everlasting gospel being portrayed. Vei vedea cum este portretizată această evanghelie veșnică aici. Which is the three-step testing prophetic message. Care este portretizată de cei trei pași profetici de testare. Care vin la oamenii lui Dumnezeu cu scopul de a separa 2 clase de închinători. Și fratele Philip va intra mai mult în detaliu în această istorie. Dacă nu deja a făcut acest lucru. But I want to show that this history of Moses. Dar aș vrea să arăt că această istorie a lui Moise. Or just not show but that this history of the beginning of ancient Israel. Mai exact, vreau să arăt că această istorie a începutului Israelului antic. Is a parallel
the history of the end of ancient Israel. Deci începutul este paralel cu sfârșitul Israelului antic. We know that Moses. Știm că Moise is a type of Christ. Este un simbol al lui Hristos. The birth of Moses. Nașterea lui Moise marks the beginning of this history. Marchează începutul acestei istorii. Just as the birth of Christ marks the beginning of this history. Exact cum nașterea lui Hristos marchează începutul acestei istorii. And they are both raised to save the specific generation. Și așa ambii sunt ridicați ca să dea naștere unei națiuni specifice. And they have a specific message for God's people. Și au un mesaj specific pentru oamenii lui Dumnezeu. And then their message is going to be empowered. Și mesajele lor vor urma să fie împuternicite. Moses at the circumcision of his at the circumcision. Mesajul lui Moise este împuternicit prin circumcizie. Christ at his baptism. Iar la Hristos prin botez. And this history ends, or the judgment takes place here at the end. Și această istorie se termină cu o judecată care are loc aici la timpul sfârșitului. La Paște. Nu la Paște, la atunci când oamenii pictau cu sânge. Nu are ușorii, la ușorii când pictau cu sânge. Când îngerul care urma să ucidă coboară, să omoare toți primii născuți. Unless you have the blood on your doorpost. Doar dacă nu aveai sângele pe ușori. And only the people that have their blood on their doorpost are saved. Și doar cei care aveau sângele pe ușori erau salvați. Will be freed from the destruction that is taking place here. Doar ei urmau să fie eliberați de distrugerea care avea să aibă loc aici. But you're only having this blood on your doorpost. You're only having this blood on your doorpost. If you believe the message of Moses. Dar tu aveai acest sânge pe ușor doar dacă ascultai sau dădeai încredere mesajului lui Moise. So Moses had this message and this generation was tested by it. Deci acest mesaj al lui Moise în această generație a fost testat de această acțiune de pictare cu sânge. And in the end you have two classes of worshippers. Și la sfârșit vei avea două clase de închinători. Those that believe the message of Moses are demonstrating that with the blood on their doorpost and celebrating Passover. Cei care au crezut mesajul lui Moise au pictat cu sânge ușorii ușii. And the Egyptians and all those that didn't believe Moses and lost all their firstborns. Iar acei din Egipt care nu au crezut mesajul lui Moise și au pierdut primii născuți. These three steps are clearly portrayed in this history. Iar acești trei pași sunt foarte clar evidențiați în istorie. Just as you can see it in the time period of Christ. Exact cum puteți vedea și în timpul perioadei lui Hristos. Where this history also ends with the Passover. Această perioadă care de asemenea se termină cu Paștele. Where Jesus is crucified. Când Isus este crucificat. Two classes of worshippers are demonstrated. Și două clase de închinători sunt demonstrate. The message of John the Baptist and the messages of Jesus prepare this generation. Mesajul lui Ioan Botezătorul și mesajul lui Isus au pregătit această națiune pentru lucrarea care avea să fie dusă la îndeplinire. Iar crucea a fost testul suprem pentru acea generație. Când au fost demonstrate două tipuri de închinători. Iar oamenii puteau să aleagă. Fie să aleagă pe Hristos sau să îl aleagă pe Baraba. Ei puteau să aleagă ori să primească semnul fiare, ori să primească sigilul lui Dumnezeu. Voi face acest lucru foarte repede. Dar putem observa faptul că sfârșitul Israelului antic marchează începutul Putem observa faptul că sfârșitul Israelului antic este simbolizat sau putem spune că este o paralelă a începutului Israelului antic.
So the same thing, the interesting thing is we can do the same thing for modern Israel. Exact același model putem să-l folosim pentru Israelul modern. The beginning of modern Israel is described in Mirai history. Începutul Israelului modern este descris în istoria milerită. The birth of our church. Prin nașterea bisericii noastre. Takes place in the Advent movement. Iar această naștere are loc în mișcarea adventă. Where the three angels messages. Unde cele trei soli îngerești given to the world. Sunt date lumii. To the Protestant churches. Și mai exact bisericilor protestante. At this point in time here in 1798. Aici suntem în 1798. In 1798 the Protestant churches in America are God's people. Aici în 1798 marcăm bisericile protestante din America ca fiind poporul lui Dumnezeu. And God came specific for these churches, for these people. He came to them in a message. Iar Dumnezeu a venit printr-un mesaj specific acestor oameni din bisericile protestante. Just as God had a specific message for his people in the time period of Moses and in the time period of Christ. Exact în același fel cum a coborât printr-un mesaj în istoria lui Moise și în istoria lui Isus. This morning we read Matthew 10 verse 5 I think. În dimineața aceasta cred că am citit din Matei 10 versetul 5. Where Jesus ordered his disciples to not go to the Samaritans. Unde Iisus le poruncește apostolilor să nu se ducă la samariteni, ci doar să se ducă la iudei. So God had a message for his people only. Deci Dumnezeu are un mesaj doar pentru oamenii lui. He wanted to use them to do a work in the world. Pentru că el vrea să-i folosească să facă o lucrare în lume. But before the church can be used to do that work. Dar înainte ca această biserică să fie folosită să facă lucrarea respectivă. The weed and the tares need to be separated. Grâul de neghină trebuie să fie separată. And that's how God works. God works by giving them a three-step prophetic testing message. Și Dumnezeu lucrează pentru a separa cele două tipuri de închinători printr-un mesaj de testare profetic. For the three angels messages. Sau mai exact prin cele trei soli îngerești. At the end. Deci la sfârșit, he has a pure church, a remnant, el va avea o rămășiță, sau mai bine zis, o biserică pură, that is able to accomplish that work. Care să fie capabilă să ducă la îndeplinire această lucrare. Exact același lucru am arătat aici în perioada aceasta, în perioada lui Moise și în perioada lui Hristos. It was only after the cross that the disciples were able to do and accomplish their work. Doar după cruce apostolii erau capabili să își îndeplinească lucrarea. After the Pentecost and the Spirit came down. Doar după ce Duhul Sfânt a coborât la Paște. They understood their Bibles. Ei și-au înțeles Bibliile. And they were able to go forward and do a work. Și atunci au putut să meargă mai departe să își facă lucrarea. So here in 1798 God comes with a message. Aici în 1798 Dumnezeu coboară cu un mesaj to the Protestant churches, către bisericile protestante. So that they can go to the world and proclaim the soon coming of Christ. Astfel încât ei să se ducă lumii și să proclame în curând revenirea lui Isus în curând. And he wants to select a certain group of people. Și urma să fie selectați un grup special de oameni to accomplish that work. Să ducă la îndeplinirea această lucrare. Și Dumnezeu face acest lucru în trei pași de testare. So here at the end of the third angel. Suntem aici la sfârșitul celor de-al treilea înger. We have this remnant. Avem aici și această rămășiță. Here it we have this remnant of only about 50 people. Rămășița din 1844 este formată doar din 50 de oameni. We talked about this history in the beginning of our this week. Am vorbit despre această istorie la începutul acestei săptămâni. That these people went through this testing process. Am vorbit de faptul că acești oameni au trecut prin printr-un proces de testare. Several disappointments. Și au fost diferite dezamăgiri. Several understandings that need to be adjusted, so to speak. De asemenea, au trecut printre niște înțelegeri care trebuiau să fie clarificate. In regard to the sanctuary. Cu privire aceste înțelegeri cu privire la sanctuar. Sister White
in the quote, I think we, no, not the one we read yesterday, from early writings. Și cred că Sora White în scrieri, în cartea ei, Scrieri Timpurii. Early writings 258. Scrieri Timpurii, pagina 258 și 260. Where Sister White parallels Millerite history. Unde Ellen White face paralelă a istoriei Millerite. Cu istoria lui Hristos. And specifically the disappointment. Și în mod specific dezamăgirea. The people here that were disappointed in 1844, this history, the disappointment. Deci istoria acestei dezamăgiri în 1844. She says it's the same, or she parallels it with the disappointment of the disciples at the cross. Spune că este exact aceeași, să face paralelă cu dezamăgirea a apostolilor din perioada lui Hristos la cruce. And Brother Philip will tell you this week. Și fratele Filip vă va spune săptămâna aceasta că această mișcare adventistă, istoria milerită, este o istorie care va fi repetată la sfârșitul lumii. Această istorie este împlinirea parabolei celor 10 fecioare. Și aceasta va fi repetată la sfârșitul lumii. Could it be the battery, by the way? No. Is that here? Mi se pare că m-am mișc eu atunci. So this marks the beginning, the birth of modern Israel, the church. Deci aici se marchează nașterea Israelului modern, nașterea bisericii. Now here we saw here that God declares the end from the beginning. Aici observăm că Dumnezeu declară sfârșitul de la început. So this is the beginning of ancient Israel. Deci aici este începutul Israelului antic. We can see a, modern. We can expect a similar work at the end of the world. Putem observa o lucrare similară la sfârșitul lumii. The three angels' messages. It's modern Israel, not ancient. What did I say? Ancient. Oh, sorry. Deci este Israelul modern aici unde vorbim acum. So here we are coming at the end of modern Israel. Deci noi acum ajungem la sfârșitul Israelului modern. Come to our time. Ajungem la timpul nostru. And we can expect a specific message for God's people. Și ar trebui să ne așteptăm la un mesaj specific al lui Dumnezeu pentru oamenii lui. Where they will come and test us in three steps. Acest mesaj care va veni și ne va testa pe noi în trei pași. And then at the end their judgment. Judgment will take place. Și la sfârșitul acestui proces de testare, o judecată va avea loc. And two classes of worshippers will be demonstrated. Iar două clase de închinători va fi demonstrată. So that this group of people, the wise virgins, so to speak. Aș vrea să spun că aceste două grupuri de închinători, sau mai bine zis, și această grupă de închinători, mai bine zis, fecioarele înțelepte, vor fi capabile să facă o lucrare minunată în lume. But they need to be prepared for that work. Dar pentru acea lucrare ei ar fi trebuit să fie pregătiți dinainte. Just as the disciples needed to be prepared for their work. Exact cum apostolii ar fi trebuit să fie pregătiți dinainte. And God's people needed to be tested here as well before they could go into Canaan. Și exact cum poporul lui Dumnezeu ar fi trebuit să fie testat în trei pași înainte să ajungă în Canaan. Just as the Millerites needed to be tested before they could enter into the third angel's message. Și de asemenea, același lucru putem spune de mileriți care ar fi trebuit să fie testați în trei pași înainte să își facă lucrarea. So God has a message for Seventh-day Adventists. Deci la fel Dumnezeu are un mesaj pentru biserica adventistă. At the end of the world. La sfârșitul lumii. The test that generation. Yeah. The test this generation to and select wise the wise virgins from the foolish virgins. La sfârșitul lumii va fi un test al generației care va separa fecioarele înțelepte de fecioarele înțelepte. So that they will be able to do a work to accomplish a work. Și această separare va determina fecioarele înțelepte să-și ducă la îndeplinire lucrarea. And this time period started in 1989. Iar această perioadă începe în 1989. Where this history of Christ, where in this history of Christ, it was Daniel 9,
Dacă în această istorie a lui Hristos spunem că a fost Daniel 9, care ar trebui să fie recunoscut, Daniel 9, the end of the 490 years, the 70 week prophecy. Daniel 9, profeția de 490 de ani sau 70 de săptămâni. If you would have lived in this time period, you needed to recognize that the probation of the Jews was almost finished. Dacă ai fi trăit în această perioadă al lui Hristos, tu ar fi trebuit să recunoști faptul că timpul de probă pentru iudei s-ar fi sfârșit în curând. And John the Baptist in Christ came to proclaim this message of the soon coming of the kingdom of God. Și Ioan Botezătorul și Iisus au venit ca să proclame această împărăție care urma să vină, această împărăție a lui Dumnezeu care urma să vină. Just as Moses here had this message of the soon coming of the promised land. Exact cum acest mesaj din timpul lui Moise a fost despre țara făgăduită. And here in Minerit history, iar aici în istoria milerită, it was Daniel 8. Observăm că era vorba despre Daniel 8. Versetul 14. That was the testing message for this generation. Acesta a fost mesajul de testare pentru istoria milerită. It showed that the kingdom of God, the soon kingdom of God was about to come in 1844. Revenirea în curând a împărăției lui Dumnezeu urma să vină în 1844. As John the Baptist and Christ had their message for their generation, William Miller had his message in this generation. Exact cum Ioan Botezătorul și Isus aveau această lucrare de făcut pentru generația lor, exact așa și William Miller a făcut lucrarea în generația lui. And in both generations it was a life and death message. Și acest mesaj din ambele generații a fost un mesaj de viață și de moarte. You needed to recognize the message and accept it. Aveai nevoie să recunoști mesajul și să-l accepti to be saved. Ca să fii salvat. Because if you didn't, pentru că dacă tu nu l-acceptai, you would choose Barabbas rather than Christ. L-ai fi acceptat sau l-ai fi ales pe Baraba în loc de Hristos. Or you would end up praying to Satan rather than to Christ. Sau ai fi sfârșit rugându-te la Satana în loc să intri cu Isus în Sfânta Sfintelor. That's one of the visions Sister White has, right? Aici vorbesc despre viziunea Elenei White. Sunt sigur că sunteți familiarizați cu ea. Deci această istorie ne arată că Dumnezeu produce o creștere a cunoștinței cu privire la profeție ca să testeze acea generație și să selecteze două tipuri de închinători. Și bineînțeles că El își va termina lucrarea cu cei înțelepți. Și acum Dumnezeu vine la noi la sfârșitul adventismului. Din începând cu 1989, oamenii lui Dumnezeu sunt testați. Bazându-ne pe Daniel 11. Dumnezeu are două creștere a cunoștinței. În Daniel 11, care ne spune că împărăția lui Dumnezeu este aproape și că timpul nostru de probă urmează să se închidă și că Dumnezeu ne duce într-o perioadă de pregătire, ne poziționează într-o perioadă de pregătire. Și dacă cu adevărat credem aceste mesaje și le aplicăm în viețile noastre, și dacă luăm toate responsabilitățile atunci când suntem în acest mesaj, prin aceste lucruri Dumnezeu vrea să ne pregătească să facem o lucrare. Sau mai bine zis, să terminăm lucrarea pe care El vrea să o facă acum la sfârșitul lumii. Ce aș vrea să fac acum este să compar aceste două istorii. Ce vedem în perioada de timp a lui Isus? Let me erase this. I guess this is here, right? Yeah. If you would have lived in the time period of Christ, dacă ai fi trăit în timpul perioadei lui Hristos, and you're a faithful Jew, și dacă ai fi un iudeu credincios, you read your Bible and you expect the Messiah to come. Ți-ai fi citit Biblia și l-ai fi așteptat pe Mesia să apară. Then, atunci, from the Bible we understand. Atunci din Biblie noi înțelegem. And from the parallel I made yesterday here. Și din paralela pe care am făcut-o ieri aici. You can see the first four churches in ancient Israel as well.
paralela unde arată cele patru biserici de asemenea din Israelul Israel? Antic. But if you draw, continue to draw this line into the future of if you continue to draw this line into the time period of Christ. Deci dacă ai fi continuat această linie până în timpul de viețuire a lui Hristos, then we have three more churches. Atunci noi am mai fi continuat cu încă trei biserici. We have Thyatira here, which is parallel with the 70-year captivity. Deci aici avem Thyatira, care este paralelă cu 70 de ani de captivitate. And then you have Sardis. După care ai Sardes, which is symbolized by the people coming out of Babylon. Care sunt simbolizați de oamenii care ies din Babilon. And then you have Philadelphia and Laodicea. Și după care ai Philadelphia și Laodicea. Laodicea is the last church. Și Laodicea este ultima biserică. And marking the last generation in our time. Care marchează ultima generație din timpul nostru. Or the last church, so to speak, in our time. Sau mai bine zis, ultima biserică din timpul nostru. But it also marks the last church in of ancient Israel. Dar de asemenea marchează ultima biserică a Israelului antic. I would suggest that Laodicea. Aș sugera că Laodicea was present in the time period of Christ. A fost prezent în timpul de viețuire a lui Isus. So if this is Laodicea. Deci dacă aici este Laodicea. This is the Jewish conference church. Aș zice că aici este conferința iudaică. In general, Jews. Vorbind cu în general de iudei în general. They are increased with goods and think. Aș spune că they're rich and increased with goods. Aș spune că ei cred despre ei că sunt bogați, că s-au îmbogățit. And they think that they lack nothing. Și cred că nu duc lipsă de nimic. I think that's the generation Jesus lived in, right? Cred că aceasta este generația în care a trăit Isus, nu-i așa? He was confronted with the Jews, with these kind of Jews. El s-a confruntat cu această organizație de iudei. And he confronted them with their wrong understandings and their pride. Și el s-a confruntat cu aceste neînțelegeri ale lor, cu mândria lor. And he told them about the soon destruction to come. Iar el a zis lor despre distrugerea viitoare care avea să apară. Because Laodicea, the letter to Laodicea says. Pentru că if they don't obey, if they don't hearken to the words of the Lord, they will be spewed out of the mouth of the Lord. Pentru că scrisoarea către Laodicea spune că dacă ei nu se pocăiesc, vor fi aruncați din gura lui Dumnezeu. So when Jesus comes into the scene. Deci când Isus apare în scenă, he's doing a different work. El face o lucrare diferită față de ei. At the same time Laodicea is in the picture. De asemenea, în timpul lui avem și Laodicea care este prezentă. Jesus starts to raise up Ephesus. În aceeași perioadă, Isus încearcă să ridice o biserică Efes. Ephesus is the first of the seven churches. Este prima dintre cele șapte biserici. It's marking the birth of the church. Marchează nașterea bisericii. Ephesus marks the birth of the Christian church. Efes marchează nașterea bisericii creștine. And it leads the way all the way down to our time period. Și ne îndreaptă către timpul nostru. But Ephesus, the beginning of Ephesus marks with the work of John the Baptist and the work of Christ. Dar începutul bisericii Efes este marcată de lucrarea lui Ioan Botezătorul și a lui Isus. Sister White says by the selecting of the first disciples. Sora White spune că prin selectarea primilor apostoli, Jesus laid the foundation of the Christian church. Isus a pregătit fundația sau temelia credinței creștine. So we can mark at the baptism of Christ when after the baptism he started to select his disciples. Deci observăm că după botez el începe să își selecteze apostolii lui. Jesus starts to lay the foundation of the Christian church. Și prin această alegere el începe să pună o temelie a bisericii creștine. So if you are a Jew, deci dacă tu ai fi fost iudeu acum, you need to be able. You need to be able to recognize. Ar fi trebuit să fii capabil să recunoști. Between the work of man and the work of God. Să faci distinția între o lucrare a omului și o lucrare a lui Dumnezeu. Ar fi trebuit să recunoști că doi oameni, două grupuri de oameni sau doi oameni cu legământ, mai bine zis, două biserici, dar prima vine aproape de sfârșitul ei, este aproape să se sfârșească.
Iar cealaltă va continua. This is the lesson we learn here in the time period of Christ. Aceasta este lecția pe care noi învățăm aici în timpul de trăire a lui Isus. In the time period of the Millerites. În perioada de timp a lui Amileriților. So here in the time period of Christ, this is the Jews. Deci ca să zic așa, aici în perioada de timp a lui Isus, îi avem pe iudei. In the time period of Christ, this is the movement or the work of Christ. Aici sunt iudei, iar în partea cealaltă, în opoziție, este lucrarea lui Isus cu oamenii lui. But we can draw the same line. Dar putem desena aceeași linie for Millerite history. Pentru istoria milerită. Because the message came first to the Protestant churches. Pentru că mesajul a venit pentru prima dată pentru biserica protestantă. Și prin refuzarea acestui mesaj, ei și-au închis ușile. Dar înaintea închiderii ușii pentru protestanți în 1844, Dumnezeu deja a început să își ridice o altă biserică. În timpul lui William Miller. În mișcarea milerită și în continuarea ei ca construirea bisericii adventiste. Dar înainte ca Dumnezeu să închidă perioada de porobă pentru poporul lui, el deja și-a început o nouă biserică sau un nou popor înainte. And to show this in another place in the Bible. Și ca să arăt acesta, să dovedesc acest lucru în alt verset din Biblie. I would like to go into your notes to this heading. Page 275. La pagina 275. Saul to David. În descrierea Saul la David. We know that God's people. Știm că oamenii lui Dumnezeu își doreau un rege. Și nu era dorința lui Dumnezeu, dar el a îngăduit de acest lucru. Și Saul a fost cel care a fost ales ca rege. He fulfilled all the expectations of what they understood to be a king. Pentru că el a îndeplinit toate așteptările lor cu privire la cum ar trebui să fie un rege. And Saul was a righteous man. He was a good king. Iar Saul a fost un om bun, un om neprihănit, era un bun rege. In the beginning. La început. But he turned out to become a bad king. Dar s-a dovedit la sfârșit că era un om un rege rău. So, and he started to do his own work and counter work the work of God. Și a început să își facă propria lui lucrare contrară lucrării lui Dumnezeu. Saul didn't listen to the prophet. El nu a ascultat de profet. So there came a point in time where God said, okay, it is over. Deci a ajuns la un punct în timp unde Dumnezeu a zis gata, s-a terminat. I'm going to pick another king. Voi alege un alt rege. And this king will be and his generation and his descendants will be king forever. Iar această descendență a lui și descendența acestui rege vor moșteni în continuare. Va moșteni în continuare. And he chose David to be king. Și l-a ales pe David să devină rege. But did he choose David when Saul died? Dar el l-a ales pe David când Saul a murit? No, David was still alive. Saul era încă în viață. Let's go to 1 Samuel 16. Haideți să deschidem la 1 Samuel 16. What did I say? Verse. Oh, sorry. 1 Samuel chapter 16. Okay, deci prima carte a lui Samuel, capitolul 16. And then, first one. Versetul 1. Și Domnul i-a spus lui Samuel, cât timp vei jeli pentru Saul, văzând că l-am lepădat de la a domni peste Israel?
Umpleți cornul cu un de lemn și mergi. Te voi trimite la Isai Betlehemitul, pentru că mi-ai pregătit un împărat dintre fiii săi. So Samuel is sent to the house of David, his father. Deci Samuel este trimis la casa lui David, mai exact la tatălui. And to look for this new king that became. Să caute pe acest nou rege. And he here in verse 1. Și aici în versetul 1. He says here, I have rejected him from reigning over Israel. So this is about Saul. Spune că l-am refuzat. How long wilt thou mourn over Saul? Spune că cât timp mai vei mai jeli pentru Saul, văzând că l-am lepădat de la domnii peste Israel. How long will thou mourn? I have rejected him. Pentru că l-am lepădat. So and now he says I will go to the house of Jesse. Și acum spune că voi merge la casa lui Isai sau te voi trimite la casa lui Isai. I have provided me a king among his sons. Pentru că mi-am pregătit un împărat dintre fiii săi. So there comes a point in time where he has rejected Saul. Deci ajunge la un timp, la o perioadă de timp sau la un punct în timp când îl refuză pe Saul. And he chose David. Și îl alege pe David. And then if you go to verse 12. Și dacă mergi la versetul 12. Din capitolul 16 observăm că zice așa: și a trimis și a fost adus. Și el era rumen și cu o înfățișare de asemenea minunată și frumos la privit. Și Domnul a spus: ridică-te, unge-l, pentru că acesta este. So this was David. David came in. Deci aici este David. El intră. The Lord says, this is him, anoint him. El intră în casă și Dumnezeu spune: acesta este unge-l. Și în versetul 13. Atunci Samuel a luat cornul cu un de lemn și l-a uns în mijlocul fraților săi. Și Duhul Domnului a venit peste David începând din acea zi. Astfel Samuel s-a ridicat și a mers la Rama. Okay, so he anointed David. Și așa l-a uns pe David. And then verse 14. Și în versetul 14 spune: dar Duhul Domnului s-a depărtat de la Saul și un duh rău de la Domnul îl tulbura. Iar aici spune că Spiritul lui Dumnezeu sau Duhul lui Dumnezeu s-a depărtat de el, iar un duh rău a apărut și îl tulbură. So Saul was still alive. Deci Saul încă era în viață. But as soon as David got anointed, dar când, chiar când David a fost uns, it was an evil spirit came into Saul. Un duh rău a venit la Saul și îl tulbura. So, let's try to conceptualize that a little bit. Haideți să încercăm să înțelegem asta. God has a king. Domnul are un rege. He enters into covenant with a new king. El intră în legământ cu acel nou rege. But he does that before the first king dies. He picks this new king before the first. Deci el alege acest nou rege înainte ca primul rege să moară. And he's just not picking a regular person. Și el nu alege un rege obișnuit sau o persoană obișnuită ca să fie rege. He's picking a regular person in the sense that David has nothing really special. Mă refer că bine, el oricum alege o persoană obișnuită în sensul că David nu era ceva obișnuit, ceva extraordinar, un copil extraordinar în fața în ochii altora. But connected to the choosing of David, he connects several prophecies. Dar în legătură cu alegerea lui David, el conectează sau corelează câteva profeții. Let's go to Psalm. Să deschidem la Psalm 132. La Psalm 1 cu versetul 32. 1 cu versetul 32. 132. 132. Psalm 132. Ah, ok. Psalm 132. Let's start in verse 8. Să deschidem la versetul 8. Let's read from 8 till the end. Să deschidem de la 8 până la sfârșit. Ridică-te, Doamne,
la odihna ta, tu și chivotul puterii tale. Să fie îmbrăcați preoții tăi cu dreptate și să strige sfinții tăi de bucurie. Pentru servitorul tău, David, nu întoarce fața unsului tău. Domnul a jurat lui David, în adevăr, nu se va întoarce de la aceasta. Din rodul trupului tău voi așeza pe tronul tău. Dacă ai tăi copii, vor ține legământul meu și mărturia mea, ce îi voi învăța copiilor, de asemenea, vor ședea pe tronul tău pentru totdeauna. Fiindcă Domnul a ales Ionul, l-a dorit ca locuința lui. Aceasta este odihna mea pentru totdeauna, căci voi locui, căci am dorit aceasta. Mult voi binecuvânta merindea lui, voi sătura pe săracii lui cu pâine. De asemenea, îi voi îmbrăca preoții cu salvare și sfinții lor vor striga tare de bucurie. Acolo voi face cornul lui David să-l mugurească, am rânduit o lampă pentru unsul meu. Cu rușine îi voi îmbrăca pe dușmanii lui, dar coroana lui va înflori peste el. Okay, so here you can see that God has chosen David. Deci aici puteți vedea că Dumnezeu l-a ales pe David. He has chosen Zion, which he calls the city of David. Și alege Sionul ca fiind cetatea lui David. And he says, if you continue to listen to my words. Și zice că dacă tu continui să asculți de cuvintele mele, I will make the children of David to sit on the throne forever. Voi face copiii lui David să locuiască pe tron pentru totdeauna. So he makes an everlasting covenant with David. Deci face un legământ veșnic cu David. He said, you will be my king forever. Îi spune că tu vei fi regele meu pentru totdeauna. If we go to Psalm 78. Dacă deschidem la Psalmii 78. Versetele de la 67 până la 70. Mai mult, a refuzat cortul lui Iosif și nu a ales tribul lui Efraim, ci a ales tribul lui Iuda, muntele Sion pe care l-a iubit, și și-a construit sanctuarul asemenea palatelor înalte, ca pământul pe care l-a întemeiat pentru totdeauna. A ales de asemenea pe David servitorul lui și l-a luat de la staulele oilor. So he didn't choose from Ephraim or he didn't choose someone from the tribe of Levi. Deci nu a ales pe cineva din Efraim sau din triburile lui Levi. But he chose the tribe of Judah. Dar a ales din triburile lui Iuda. And the Mount Zion. Și l-a ales și muntele Sion. He chose David as his servant. L-a ales pe David ca fiind servitorul lui. So you can see here that David is a theme in the Bible from he starts to become a theme in the Bible. Și observăm aici că David devine o temă a Bibliei. We know that. I mean, David is a type of Christ in a way. Și știm asta pentru că David este un tip al lui Hristos într-un fel. And we know that the promise in or the one of the fulfillments in this promise. Și știm că una dintre împlinirile promisiunile îndeplinite în aceste versete is the birth of Christ. Este nașterea lui Isus from the tribe of Judah. Din triburile lui Iuda. And he is king of Heavenly Jerusalem. Și el este regele împărăției cerurilor sau Ierusalimului ceresc. He is the king and will sit on the throne forever. El este regele care va sta pe tronul lui pentru totdeauna. So this fulfillment of David goes into eternity. Deci această împlinire a promisiunii că David va ajunge până în eternitate. In Christ. Prin Isus va face acest lucru. Here you can see that David is a theme in the Bible from the beginning to the end. Deci poți observa că David este tema Bibliei de la început până la sfârșit, pentru că îl tipifizează pe Isus. Where God wants to finish his work with David. God wants to finish. Dumnezeu vrea să-și îndeplinească lucrarea lui prin David. And Christ is there a type or an anti-type from. Și așa cum am zis, Isus este un tip, o tipifizare sau un simbol al lui David. Dar prin selectarea lui David ca să-și îndeplinească lucrarea, acest lucru simbolizează de asemenea o lucrare la sfârșitul lumii. La o scară mai mică, dacă ne uităm la poporul lui Dumnezeu. Let's continue reading 1 Kings 11. Haideți să continuăm să citim din 1 Regi, capitolul 11.
First Kings 11. How long do I have? Deci, 1 Regi, capitolul 11. First Kings 11, verse 36. Versetul 36. Only this. Și fiului său îi voi da un trib, astfel încât David, servitorul meu, să aibă o lumină întotdeauna înaintea mea în Ierusalim, cetatea pe care mi-am ales-o pentru a-mi pune, am pune numele acolo. So he, God has chosen Jerusalem, deci, de asemenea, Dumnezeu a ales Ierusalimul and David, și pe David. He's chosen Jerusalem, the city which I have chosen to put my name there. El zice că am ales Ierusalimul, cetatea pe care mi-am ales-o pentru a-mi pune numele acolo. So God wants to live there, God wants to be there. Deci Dumnezeu vrea să trăiască acolo în Ierusalim, vrea să fie acolo. He connects his own name to this city. El își corelează numele lui cu acest oraș. Which is the city of David. Care este un oraș sau o cetate a lui David. So the choosing of David is something big. Deci, această lucrare de a alege pe David este o lucrare foarte mare. Și de asemenea este o lucrare profetică până la sfârșitul lumii. Pentru că Dumnezeu îl alege pe Iuda. Deci, fratele Parminder a observat acest lucru în profeția de 2520. Because there are two 2520s. What he noticed? He mentioned the 2520 a couple of times. Deci, fratele Parminder a menționat despre 2520 de câteva ori. There is one 2520, let me say it that way. Și am observat că este o profeție de 2520. And they are revealed in two themes. Și această profeție este evidențiată sau descoperită prin două teme. There's one 2520 prophecy proclaimed in Leviticus 26. Este o profeție 2520 care se observă în Leviticul 26 sau este proclamată acolo. But because God's people are divided into the northern kingdom and the southern kingdom. Dar pentru că poporul Dumnezeu este divizat în împărăția de nord și împărăția de sud. This curse is applied on both. And the north and the south. Această pedeapsă este aplicată ambelor, și celor de nord și celor de sud. So that's why we can say there are two 2520s. De aceea ne-am dat seama că sunt 2520. But in reality it's only one. Dar în realitate este doar o singură profeție. And these 2520s show the curse on Israel and on Judah. Și aceste ambele profeții de 2520 evidențiază pedeapsa ambelor triburi, și Iuda și Israel. And the 2520 for Israel. Și profeția de 2520 pentru Israel is a symbol of the scattering. Este un simbol al împrăștierii. Because Israel was scattered among the nations. Pentru că Israel a fost împrăștiat printre națiuni. And they never returned. They never were gathered again. Și niciodată nu s-au unit din nou, nu s-au adunat. Nici până în ziua de azi. The 2520 regard to Judah. Perioada profetică de 2620 în legătură cu Iuda. Is connected to the theme of the gathering. Este legată cu tema adunării sau unirii. The 2520 of Judah starts with 677 and the captivity of Manasseh. 2520 pentru Iuda începe cu 677 cu împăratul Manase. But if we zoom in on this history only of Manasseh. Dacă ne concentrăm aici numai la istoria lui Manase. We can see that Manasseh, although he was taken captive and scattered in Babylon, he was gathered again and brought back restored. Putem observa aici că deși Manase a fost luat în captivitate în Babilon, el totuși s-a reîntors și a fost restaurat. He was king of Judah. Only if you just look to him, he shows the theme of what will happen to Judah. El a fost regele iudeilor. Doar dacă te uiți la el, la istoria lui, vezi ce s-a întâmplat cu istoria iudeilor. It will be punished, but it will be restored. Ei au fost pedepsiți, dar într-un sfârșit au fost restaurați. And why? Și de ce? Because of the promise to David. Și de ce s-a întâmplat acest lucru? Pentru că a fost o promisiune dată lui David. A fost o promisiune veșnică dată lui.
pentru că Dumnezeu, așa cum am văzut, vrea să trăiască în Ierusalim. Și a ales pe Iuda ca să îndeplinească această promisiune. Și dacă ne uităm la Iuda în această istorie, ei, într-un fel sau într-un sfârșit, sunt împrăștiați în Babilon. Dar știm că dintre cele două, dintre Israel și Iuda, Iuda este cea care a fost unită din nou sau adunată după 70 de ani. Prin aceste trei decrete ale celor trei regi. De asemenea, dacă te uiți la Iuda în istoria literală, they show us a scattering or a judgment, but also a restoration. Observi o judecată, o împrăștiere, dar de asemenea și o restaurare. So these stories about Manasseh and about Judah here in this history, this restoration that takes place. Deci aceste istorii despre Manase sau mai bine zis despre Iuda, aceste restaurări care au loc aici, they're nice stories in the Bible. Sunt istorii drăguțe în Biblie. But they want to tell us something. Dar vor de fapt să ne învețe ceva. They are symbols. Sunt simboluri. Restoration God wants to accomplish at the end of the world. A restaurării pe care Dumnezeu vrea să o îndeplinească cu poporul Dumnezeu la sfârșitul lumii. Because this 2520 was not finished until 1844. Pentru că acest 2520 nu s-a sfârșit până în 1844. And guess what God is doing here at the end of this 2520 of Judah. Și ghiciți ce se întâmplă aici la sfârșitul celor 2520 cu Iuda, mai exact în anul 1844. He restores Judah again. El restaurează din nou Iuda. He has a new people of God on earth. El are un nou popor acum al lui pe pământ. Modern Israel. Hai bine zis, adică să-l numim Israelul modern. But in this line of thought, it's Judah. In this line of thought, it is Judah. Dar în această idee este Iuda. And it's because of the promise of David. Și asta doar pentru promisiunea dată lui David. And Adventism here is born. Iar aici, din 1844, adventismul începe să se nască. Și ceea ce am făcut săptămâna trecută, prin concentrarea noastră către, pe adventism, prin această concentrare pe adventism pe care am făcut-o săptămâna trecută, am observat că istoria lui repetă toate celelalte istorie. Now here at the end of modern Israel. Acum suntem la sfârșitul Israelului modern. Where God wanted to finish. He wanted to finish the work with Adventism. Unde Dumnezeu vrea să termine lucrarea pentru Adventism. He realizes he cannot accomplish it with his people. Și el realizează că nu poate să-și îndeplinească lucrarea cu oamenii lui. Pentru că ei sunt într-o condiție laodiceană. Acum ne întoarcem înapoi la aceste idei. Și observăm că în perioada lui Hristos era o biserică laodiceană și în perioada noastră este o biserică laodiceană. The Laodicean church ends because there is a time of probation for God's people. Biserica laodiceană la un moment dat se va sfârși pentru că este un timp de probă care se sfârșește pentru poporul lui Dumnezeu. And God starts to raise Ephesus. Și în același timp el încearcă sau reușește să-și ridice biserica Efes. Now here at the end of the world. Acum la sfârșitul lumii. All the prophets are speaking more for our day and age than that they were speaking for their own time. Toți profeții vorbesc mai mult pentru timpul nostru decât pentru timpul lor. Let me just leave it there and then take a picture. Yeah. Let's use another color to illustrate. Laodicea comes to its end. Deci Laodicea ajunge la sfârșitul ei. So Laodicea comes to its end, or Saul comes to its end. Mai bine zis, asta putem spune că Saul ajunge la sfârșitul vieții lui. Although the Adventism started as being David. Chiar dacă Adventismul începe ca fiind David, at the end there's Saul. La sfârșit va fi Saul, va fi prefigurat ca fiind Saul. God needs to raise up.
Și Dumnezeu va fi nevoit să ridice pe David adevărat ca să sfârșească lucrarea lui. What we want to suggest, ce aș vrea să sugerăm, aproape că mi-a trecut timpul, like here, what we say in 1989, că aici în 1989 Dumnezeu începe să-și testeze generația. Here in 1989, iar aici spunem 1989. David receives his first anointing. 1989, unde David își primește prima ungere. Although Saul is still alive. Chiar dacă Saul încă era în viață. But we know as soon as David receives his first anointing. Dar știm că exact atunci când David își primește ungerea. We read in 1 Samuel 16. Am citit în 1 Samuel 16. God rejected Saul. Dumnezeu în același timp l-a respins pe Saul. And an evil spirit. Și un duh rău îl tulbură. So, here we can, but Saul's still alive. Dar Saul, când David a fost uns, era încă în viață. And recognized as king by the people. Și încă era recunoscut ca rege de către oamenii lui. So, living in this time period as a Jew, deci, trăind în această perioadă, sunt iudei, it was necessary to start, it was necessary to recognize. Deci aici, în această perioadă de timp, ca iudeu era necesar să recunoști that God was changing kings. Că Dumnezeu schimba regii. This, in the very first beginning, nobody really understood. La început, cam nimeni nu înțelegea. And everybody was supporting Saul being king. Și toată lumea îl susținea pe Saul ca rege. But in reality, God already chose a new king. Dar în realitate, Dumnezeu a ales un nou rege. But it was just the people that did not know, and they recognized Saul as their king. Dar oamenii n-au recunoscut acest lucru și încă îl susțineau pe Saul ca rege. Și David, în această perioadă de timp, a fost persecutat foarte mult de către Saul. Saul mergea mereu după David și încerca să-l omoare. Și David avea câțiva oameni în jurul lui, de la 2 la cam 300 de oameni, care credeau că el era cel ales. Și l-au protejat, au lucrat cu el. Ei credeau mesajul pe care Dumnezeu l-a trimis acestei generații. Okay. What I want to show, what I want you to realize, ce aș vrea ca voi să realizați este că Dumnezeu face lucrare în adventism. El va încerca să sfârșească cu Laodicea și în același timp el ridică pe Efes. În Saul deja a intrat un duh rău. Și David este cel uns. Since about 25 years. Din 1989. But God's people didn't recognize it. Dar oamenii lui Dumnezeu nu au recunoscut acest lucru. And as soon as Saul dies here at the end, și când Saul moare aici la sfârșit, which is 9/11, care este 11 septembrie pentru noi, David becomes anointed for the second time. David este uns pentru a doua oară. You can read this in your notes, the quotations or the Bible verses are in your notes. Poți să citești această afirmație în notițele tale. 2 Samuel 1 verse 1. Unde scrie despre 2 Samuel 1 versetul 1. Chapter 1 verse 1 to 4. Și de asemenea în capitolul 2 de la versetele 1 la 4. Saul dies. Unde scrie că Saul moare. And David is anointed for a second time, but only over Judah. Dar David este și David este uns pentru a doua oară, dar doar pentru iudei. So he is reigning over Judah and I think he reigns in the city of Hebron. Deci el împărățește peste Iuda și mai ales și peste Sinedriu. But the rest of the tribes do not recognize him as king yet. Dar restul tribului sau celelalte triburi nu îl recunosc ca rege încă. And I think it's the son of Saul, I think it's Mephibosheth. He becomes și cred că fiul lui Saul, Mephibosheth, Mephibosheth devine rege în continuarea lui Saul.
Și toate aceste triburi îl recunosc pe Mefiboset ca rege. And then here, a little later, și aici, puțin mai târziu, David is anointed for a third time. David este uns pentru a treia oară. Over, he was already king over Judah, but now over Judah and Israel. El oricum era rege al iudeilor, dar acum este rege și peste Israel. So you can see the raising of David progressively. Deci observăm o ridicare a lui David în mod progresiv. He was already king in 1989. El era deja rege în 1989 când a fost uns. Not recognized by anybody. Dar nu era recunoscut aproape de nimeni. Doar un grup foarte mic de oameni care erau cu el. Then David at 9/11 he becomes anointed again. După care la 11 septembrie David devine uns încă o dată. Over Judah. Ca fiind rege al iudeilor. And then here he becomes anointed again. Iar aici este uns încă o dată ca să fie rege și peste Israel. David reigns over all Israel. Și el împărățește peste tot Israel. Această împărăție, acest eveniment îl marcăm ca fiind strigătul de la miezul nopții. God is when God enters into covenant with a church. Când Dumnezeu intră într-un legământ cu biserica lui. We see that he is divorcing another church as well. Observăm că el se separă de o altă biserică în același timp. Este foarte bine exemplificat acest lucru în cartea Estera. Când un rege divorțează de soția lui din cauza neascultării, el se căsătorește cu o altă femeie ca să își continue lucrarea. Să ne rugăm. Dear Heavenly Father. Dragă Tată Ceresc. Lord, we feel blessed to be part of living at the end of the world. Doamne, ne simțim binecuvântați să facem parte din poporul tău la timpul sfârșitului. That you have revealed all these words from the scriptures to us. Suntem binecuvântați că tu ne-ai descoperit toate aceste cuvinte din Scriptură. That we are free of that we are able to study freely your word. Și că suntem capabili să studiem liberi cuvântul tău. And I pray that we take the time now it's still possible to study your word to study diligently. Și mă rog acum Tată Bun cât încă mai este timp să studiem cuvântul tău, să îl facem într-un mod diligent. And test whether these messages in this camp meeting are from you. Și să testăm dacă aceste mesaje din întâlnirile noastre sunt de la tine. Lord, I pray that each one of us will be able to take the time and take the energy to prove and to test all these messages. Tată Bun, mă rog ca fiecare dintre noi să ne luăm timp și energie ca să demonstrăm toate aceste mesaje. Because if this is true, Father, pentru că dacă aceste mesaje sunt adevărate, then it's serious. Asta înseamnă că e serios. And we are in big trouble. Și noi suntem într-un pericol mare. Lord, I pray that you give us the clarity of mind. Tată Bun, mă rog ca tu să ne dai o minte clară. To recognize whether we serve Saul or David. Să recunoaștem dacă îi servim lui Saul sau lui David. Whether we are a member of the Laodicean church or whether we are a member of the Ephesian church. Să recunoaștem dacă noi suntem membri ai bisericii Laodicea sau suntem membri ai bisericii Efes. Lord, we know that these things are spiritual. Tată Bun, știm că aceste lucruri sunt spirituale. It's not about membership on paper. Nu este vorba despre a memora ceva pe foaie. It's about our experience. Este vorba despre această experiență cu tine. About the experience of understanding the messages you sent to us in this time. Este vorba despre mesajele pe care tu ne le trimiți nouă în acest timp. Lord, I pray that you will protect us from the work of Satan. Mă rog să ne protejezi de lucrarea lui Satana. Satan tries to counterfeit all the work you are doing. Satana încearcă să contrafacă toată lucrarea pe care tu o faci. By wonderful experiences. Să contrafacă experiențele, să contrafacă prin experiențe uluitoare. Wonderful messages. Prin mesaje uluitoare, nice care sună frumoase și bune, dar sunt false și contrafac cuvântul tău. Te rugăm, Tată Bun, să ne dai putere să recunoaștem între rău și bun. Mă rog ca Tu să fii cu noi în ziua aceasta. Give us,
peace and refreshing in this break. Să ne dai pace și reînviorare în această pauză. So we will be able to continue studying. Ca să putem să fim capabili să continuăm studiul. We all ask this in Jesus' name. Ne rugăm aceste lucruri în numele lui Isus. Amen. Amen.